salut, băieți! Bine ați venit la primul episod de pe acest canal. N-am mai făcut de foarte mult timp un episod. Astăzi o să vă arăt niște Twitch highlights pe care le-am băgat împreună în Premiere Pro. O să facem mai multe episoade de genul, dar momentan am pus câteva videoclipuri. Am pus doar câteva care zic că sunt destul de bune. Deci da, sper că vă place acest video și să apăsați pe butonul de like dacă vreți să fac mai multe episoade de genul acesta. Și da, o să începem acum. E doar Phoenix, nu o să fac nimic. Să sperăm. Hai-te-l. Doamne, ce praf sunt! Da, am și pierdut. Doamne, ferească. Deci 3 versus 1 și eu nu fac nimic. Doamne, aoleu. No, it's like a thing, Twitch VIP or something. It's not like with... It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Oh my god! Oh my god! Help me! One more guy on the... YOLO! Yeah! That's what I like! They just rambled up! Ok, 1v4. Teleportează-te în celălalt loc, stop. Lasă-mă să joc, te rog. Trei milioane IQ sau nu? Ziceți voi de noi 3 milioane IQ ăsta, Vlad? Zii tu de noi 3 milioane IQ, nu-i nimeni în anul? Nu mai! Hai, bagă! Am 3 milioane IQ sau nu? Bă, what the fuck, no, nici nu pot să înțeleg. Go knife, they said knife. No, I can't knife, they are knife with mid. Thank you.
văzut, ai văzut o bătălie cu knife-uri. E unul baie. La mine. Ia spar capul. Te descurci? Într-un fel. Ia spar capul, dar mi-a spart și el. Boom. E foarte low. E foarte low. Hai că da. Îți doi huca. Doi. Ba. Pow. Hey, hey! Semi-clutch din nou. Cam atât a fost cu acest videoclip, băieți. Îmi pare rău că a fost mai scurt, a fost 6 minute și ceva. Dar mi se pare că a durat foarte mult, pentru că am stat 2 zile ca să editez. Odată pentru că nu știam și odată pentru că trebuia să editez niște părți. Dar cam atât a fost cu acest videoclip. Shout out to Gadza și 4P5, aka Chitios, și-a schimbat numele. Le mulțumesc, le dau kudos pentru că m-au ajutat să editez. I-am și întrebat că sunt începător de primir și de asta. Deci cam atât a fost cu acest videoclip, băieți. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă o să strângem, să zicem, 3 like-uri, o să consider să mai fac un videoclip de genul acesta. Și da, cam atât a fost cu acest videoclip. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!